Deci ce vrei să zici tu? Că nu este, în loc de preot a pus ecran și de la, cum îi zice, de la Trinita și se uită lumea la film acolo și când ei? Deci tu vorbești serios? Sau e o farsă? Ce e asta? Băi, frate, stai un pic. Mereu spun că oare ce se mai întâmplă? Să rămânem șocați. Ia uite, mă. Deci nu cred așa ceva, mă. Deci aici e biserică, da? Că da, sunt icoane, ale pe acolo cum trebuie. Ok. Și aici este ecran. Și lumea vine la biserică să se uite la, știi, la Trinitas, nu? Cum adică, mă, frate, stai mă un pic, că eu mai am reacție, mă. Cum adică, mă, Cipriane, mergi la biserică și te uiți la slujbă, la televizor? Păi mai bine stai acasă. Tu uite și, sincer, mi-e milă de oamenii de aici. Că uite, știi, oamenii românii noștri îi cântă și ei săraci, ce să fac? Ca la biserică, uite. Mie nu mi-e milă. Pentru că dacă era unul demn, lua ceva după așa și spăgea televizorul ăla. Păi și nu mai aveau slujbă. Că... La așa și... Păi nu știu. Ia, ai intrat Vali? Ia, mă, Vali, ia. Doamnește, fraților. Doamnește, Vali, ia zi, mă, ce care-i treaba? Asta am filmat-o când eram în Sibiu, până să plec din Sibiu, să vin înapoi în Scoția. Deci stai un pic, aici este în Sibiu? Da, e în Sibiu. În România, în Sibiu? În România, în Sibiu, da. Du-te, bă, de aici. Du-te, bă. Eram cu un coleg de muncă și am zis, hai să mergem și noi să ne plimbăm pe Sibiu. Cred că eram la 2 săptămâni sau 3 săptămâni de când ajunsesem acolo și începusem munca la Continental. Și am mers așa, prin Sibiu, peste tot. Și m-am dus pe niște străzi de-astea lăturnanci și am văzut o biserică. Arăta foarte frumos pe afară. Și era, cred că, a Sfântului Gheorghe, dacă nu mă înșel. Și are steagul, dacă nu mă înșel, al secuilor. Are steagul României și steagul secuilor la intrare. Da, uite, nu contează, că aici văd icoana Maicii Domnului, care este ierusalemisit, tița, cum se zice, alte. Deci sunt în regulă după icoane aici, cum uit. Da, dar când intri înăuntru, sunt scaune, ai văzut cum sunt acolo scaune și toate astea, și este o fotografie foarte mare în care nu ai voie cu aparat de filmat, să faci poze, să filmezi, nimic nu ai voie. Sunt femeile care stau și vând la pancard acolo, stau cu ochii pe toți și nu ai voie să filmezi. Eu m-am dat așa mai într-o parte, dar am putut să filmez câteva secunde. Bine că ai filmat, frate. Bine că ai filmat. Așa un pic, nu contează. Bine că ne spui și nouă ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat cu tine când ai văzut așa ceva? Adică nu te-ai uitat, bă, dar nu-i preot, adică... Păi după preot mă uitam și eu. Cânta așa de ca lumea, adică era, cum să zic eu, la inison, era foarte frumos și, nu știu, era ciudat așa pentru o biserică așa micuță și lăturarnică să aibă așa cântăreți acolo. Și zic, mă, ce naiba, unde-i corul, că nu-l văd. Și când m-am uitat... Deci tu ai intrat și auzeai așa frumos, preotul, corul cântând, bla, 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 bla. Și tu ai zis, mă, ce frumos e aici, mă, dar unde sunt, ia, mă, unde-i corul, a? Exact. Ceva de gen. Exact. Și am intrat înăuntru și nu, dar unde e? Unde e toată lumea? Unde e strana? Unde e cine cântă? M-am uitat să văd, dar am văzut că nu era lumină în Sfântul Altar. Zic, nu, dar de ce nu e lumină acolo? Nu e preot, nu nimic. Și când m-am uitat la televizor, slujba se ținea la televizor. Zic, cred că nu e greșit. Domnului, nu cred. Să îmi dea cineva o palmă să mă trezesc. Băi, n-are, mă, cum? Cum adică... Dar știi care e cel mai rău? Că prima dată am crezut că, cum îmi zice, nu are preot sau preotul o fi plecat, ceva, parohul sau cine e acolo. Da. Dar m-am dus 3 duminici la rând și tot așa, totul e la televizor. Du-te, mă, deci. Mă, nici nu m-am mai dus acolo, că nici n-am mai dus. Băi, fraților, noi știm de la Sfinții Părinți, întreaga Sfântă Liturghie are punctul culminant Sfânta Euharistie. Pentru Sfânta Euharistie
se face întreaga sfântă liturghie, ritualul. E, aici, Valentine, cine face? Cine, unde e Sfânta Euharistie? Prin televizor le dădea la oameni sau cum? Nu, sau știu, care? Frate, nu știu, frate, că n-am stat până la sfârșit, n-am putut să stau. Am stat doar puțin și când am văzut chestia asta și când m-am apucat să filmez, ți-am zis, femeile de la Vanguard de acolo, deja se urnise din loc să vină spre mine. Și am lăsat și eu telefonul jos și am plecat. Și pe urmă am luat fotografii și de afară, zic, băi, trebuie să iau fotografii, să văd. Dar arată foarte frumos. Deci biserica, vreau să zic, arată foarte frumos. Să vezi picturile afară. Adică... Stai așa să le salvezi și pe alea, că am filmat, am salvat numai astea. Numai clipurile video. Stai să le arăt la oameni aici și... Tu, băi, nu se poate așa ceva, mă. Bă, lasă-o încolo. Păi, uite că... Ai zis tu acolo de aici și am spus eu la rândul meu că nu cred că, dar cred că da acum. Adică, și care e următorul pas? Păi frate, știi, care, știi ce văd eu în toate astea? Uite, chiar vorbeam și cu alt frate de-al nostru în privat. Se pare că ce vor ei să facă, după cum văd cu filmele astea, cu ce se introduce în Sfânta Biserică, eu cred că vor să înlocuiască preoții care nu vor să asculte, să se pune cu papistași și să urmeze calea lor, vor să îi alunge și o să fie o groază de preoți, cred. Am așa o credință că bunul Dumnezeu are, încă avem preoți foarte mulți care țin de ortodoxia adevărată și când vor fi forțați să ia papistași în brațe și toate alte națiuni și pantihrist, nu o să mai aibă preoți care să slujească și o să pună de-astea filme și pe urmă vine un, cine știe, ăla care bate clopotele și îți aduce împărtășania. Pune niște vine. Îți aduce ca la catolici, chipsuri. Exact. Deci, Valentine, da. N-am spus pe degeaba, deci mai devreme tu ai menționat pe chat treaba asta, eu am spus, bă, nu, cred. Acum, văzând imaginile, eu te cred 100%, frate. Nu mai am ce să mai comentez, gata. Pentru că am văzut imagini, adică nici nu mi-ar fi trecut prin cap așa ceva. Și da, mă, este adevărat, adică oricând se poate întâmpla. Și uite, să știi că chiar m-am uitat, uite, că nu se vede bine pe filmare. Ți-am zis că n-am putut să filmez mult. Dar dacă te uiți, e după Trinitas, că eu am crezut că poate e în altă parte. Dar te cred că, na. Tu ai văzut acolo. Păi și... Era culmea să fi fost după MTV, că după aia era... Păi nu, chiar mă gândeam acum. Și când băgau ăia publicitatea de la Trinita să-și ieșeau afară la, eu știu, hai să fumăm o țigare. Da. Nu, frate, că era... Adică nu știu, că ți-am zis, n-am stat până la sfârșit, dar nu știu dacă am stat 15 minute, că m-a așteptat și prietenul ăsta meu. Ăsta nu e, n-are, bine, e ortodox, dar a zis că el nu are treabă cu... preoții cu biserica, nu intră în biserică și stătea afară și l-am convins totuși să intre înăuntru să cumpere niște lumânări să aprindă și pe urmă am și plecat direct, n-am stat că nici nu vrea să stea. Păi tu dai seama, uite, pe tovarășul ăsta al tău, ducându-l la locul ăsta, că ăla se zmintește practic, adică poate chiar voia omul, știi, să zice, mai mă, uite, vreau să vorbesc cu un preot și eu, vreau să crești un Dumnezeu, să-mi schimb viața. Păi, și vreau să vorbesc eu cu un preot, da? Și când ajunge aici, pe cu tine, vorbești cu televizorul, știi? Frate, știi care e chestia? Că tocmai ce ai zis tu, chiar m-a întrebat după ce mergeam pe stradă și ne duceam mai departe, mi-a zis, dar ce era cu televizorul la biserică? Zic, se ține slujba. Și cum, se ține slujba la televizor? Zic, nu știu, cred că nu au preot. Știi ce îmi pare rău acum? Că... Oamenii ăștia nu au televizoare acasă? Adică... Da, până și ei, până și oamenii, dar nu știu dacă ai văzut, pe filmare se vede foarte puțin, dar majoritatea femeilor poartă la fel cum poartă cele de la oastea Domnului. Și ciudată chestia e că și ele cântă, adică toți cântă în același timp cu ce se cântă acolo. E un, nu știu, e ciudat. Chiar foarte ciudat. Doamne, și chiar a doua oară când am fost, uite, plus și vecerniile, că am fost și într-o vineri seară și vecerniile tot așa, tot la televizor erau.
Băi, n-are, mă, cum, dă-o, mă, încolo de treabă. Băi, Vali, eu am crezut că e în Anglia. Mă gândeam. Vă zic, mă, n-am înțeles bine. Mă gândeam, bă, o fi în Anglia, n-au preot acolo, știi? E mai greu, dar oricum, nici așa e imposibil să ții slujba la televizor. Că părintele este actorul principal din liturghie, că el o ține, frate, adică fără preot n-ai cum să ții, cum să ții tu slujbă fără mai preot. Mai nu faci, ce să mai... Exact, asta spuneam, asta voiam să spun. Că, bă, nu ai, nu, asta este, nu poți să... Pentru că n-ai cum, mă, frate, biserica e cu sfintele taine, cu, adică, cum mă să mergi într-o biserică și să te uiți la televizor, frate? Deci, bă, lasă-o încolo. Nu mai, mă, eu nu mai am ce să mai zic, na. Băi, pe de altă parte, în România, adică, în România, bă, frate. Asta e cel mai ciudat, mi s-a părut și mie, adică, în România să nu ai preot, adică sunt atâția preoți care nu au o parohie și zic că nu avea preot acolo. A fost chiar foarte ciudat. Și ți-am zis, și atunci când am fost și a doua și a treia oară, m-am dus, am intrat pe vreo 15 minute, n-am putut să stau mai mult, că am văzut că e la fel, am plecat. Și pe urmă nici nu am mai dus. Dar acum te întreb, asta și în oraș. Da, adică în Sibiu. Da, da. Cum adică să nu găsești un preot la oraș? E imposibil. Eu cred că sunt niște experimente. Ca asta crește. Asta și eu la fel pe dacă. Sunt niște teste mai bune. Deci, e imposibil să... Bă, deci ultimul prost de preot, Doamne iartă-mă, îl pui și tot face slujba. Asta cred și eu acum. Uite, dacă nu vedeam imagini, bă, spuneam, bă, nu știu, cum am spus și mai devreme, na. Aia, că nu cred că... Dar acum nu mai e ce să mai... Cipriane, mai e ceva să comentezi, frate? Nu, pe, te lasă cu gura căscată, ca la petis. Biserica de afară. Na. Deci biserica, biserică, nu? Ce să mai... Dar asta ce e? Are și portar la intrare. Deci bine, mă, că are portar. Da, da. Dar n-ai preot. Are portar, dar n-are popă. Da, băi tu, uite, Sfântul Serafine, sărat, Sfântul Pantelimon, Maica Doamna, Acoperământul, Sfântul Andrei, adică, na, Mina, Sfinții noștri, Mântuitorul, da, biserică, biserică, na. Băi, dar cum, ai portar aici? De uite cum stă portarul, poate telefon, sau poate, Cipriene, poate e preot, mă, care și barba așa, pare preot. Poate el bagă slujba după telefon. Da, mă, poate zice, ia, gata, mă, adunat. La mirror screen înăuntru. Poate zice, bun an, chefas, frate. Ia, seama că vă pun eu aici, vă slujbă ceva. Și aici căuta să vadă playlist-ul, știi? Să caute slujba exact, să coincidă cu data. Da, și cu ora, să nu... Da, da. Ah, de afară, biserică, uite, Sfântul Efrem, cel nou, Mântuitorul, intrare în Ierusalim și așa mai departe. Adică sunt și icoane canonice. Da. Aoleu. Vali, ia zi. Ai văzut acolo, cum zice, omul ăla care era la ușă? Da. E cel care era, cum zice, cineva în cărucior și cerșea acolo la ușă. Și bine, nu zic ce s-a întâmplat, dar când am intrat, după ce am plecat de acolo, băiatul ăsta nu trebuia să faci asta. De ce să... faci, că nu e bine. I-am zis, dar nu e vorba că e bine sau nu e bine. Asta trebuie făcut, trebuie să ajutăm cât putem. Dar în fine, chiar acolo, mai la toate bisericile în Sibiu, găsește așa, lume care cercește la ușa bisericii. Și cu panouri, cu astea, adică sunt un fel amenajați de preoții de acolo sau cine, nu știu. Omule, stai un pic, țaigă, cum înțeleg? Ce vrei să zici, că sunt pe felie mână-mână? Cam da. Cam da, pentru că, uite, dacă te duci la Mitropolia cea mare, de acolo, la Sibiu, tot așa, este unul care se plimbă la toate bisericile alea care stă în apropiere și pleacă de la unul la altul, la unul la altul și, din câte am înțeles, băiețașul ăla doarme în incinta mănăstirii bisericii, catedralei, cum ar veni, nu știu, catedrale de la Sibiu, de acolo, doarme acolo. Cum îl cazează preoții.
Dar băiatul ăla cerșește în timp, la, adică cum zice, la în duminici, sâmbete, tot timpul el e acolo cu pancarda și cu toate alea. Și pe urmă seara se duce și doarme acolo la casele amenajate la catedrala aia lor. Dar acum întrebarea este, oare mai mari locului știu despre faptul ăsta că li se pune slujba de la Trinitas și că n-au, că nu e preot acolo? Sincer, frate, nu știu. Pentru că acolo la Sibiu e foarte rău. Păi da, dacă... că uite, le-am dat apă, le-am dat apă la moară la ăștia, la cretani, la... La nepomenitori? La nepomenitori. Da, să fie sănătoși, noi ne facem live-urile, că noi live-urile astea le avem așa în stilul ăsta de când ne-am apucat. Adică nu e ceva nou. Ei, dacă ar fi corecți, ar trebui să se uite și la live-urile alea de acum 4 ani, 5 ani sau când ne-am apucat, nu mai țin minte. Bine, nu știu dacă mai există alea de atunci. Noi despre astea vorbim de când ne-am apucat de lucru. Dacă ar fi corecții. Adică nu e ceva nou, e ceva nou exact subiectul din seara asta de acum. Ce războaie, ce vești de războaie că avem aici. Urăciunea pustiirii, cred că aș putea zi spun, nu? Cum spui tu, ecranul să țină slujba? Da, eu nu înțeleg cum au primit aprobare. Hai să eu zicem. Nu înțeleg, de am întrebat și eu, mai mari știu despre ce e vorba? Eu cred că știu. Eu cred că știu și eu un experiment de ecumenic. Cred că un experiment ecumenic. Cred că un experiment de înlocuire a preoților. Cred că se caută ceva. Se caută să vadă cât de rezilientă lumea, dacă face sau nu scandal, dacă știe teologie, dacă știe dogmă bisericească ortodoxă. Se testează. Eu cred că se testează reziliența lumii la chestiile astea. Deci de afară când mergi frumos, băi, biserică ortodoxă, na, uite ce frumos, cu picturile noastre ortodoxe, cu alele, bă, numai când intri afară e vopsigardul înăuntru leopardul, știi? Te duci, te uiți la televizor, la slujbă, la Trinitas. Uite, Doamne ferește! Băi, marii noștri duhovnici, mi-am adus aminte, când au fost întrebați și sunteți de acord cu ca să se transmită slujba la televizor? Și direct a spus, niciodată, că nu are cum, că trebuie să fii prezent acolo, să simți dumnezeiască liturghie, să nu se pune problema de așa ceva, ar trebui să se interzică. Și dacă le-ai pune acum filmulețul ăsta, oare ce ar spune? Cred că ar pori direct, adică nu, cred că n-ar mai vorbi nimic. Cred că s-ar duce direct în pădure, nu știu.